Părinți și iubiți credincioși, suntem în Duminica a 20-a după Rusalii. În fiecare an, în această duminică, Biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 7, versetele 11 până la 16, în care ne este relatată, adică el, Evanghelistul Luca, ne relatează minunea învierii Fiului Vădvei din Nain. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a săvârșit trei învieri. A Fiului Vădvei din Nain, a fiicei lui Iair și mai ales a prietenului său, dreptul Lazar. Iar a patra înviere, cea mai importantă, a fost cu însăși persoana sa, cu el însuși. Când a înviat a treia zi din morți, a treia zi după Scripturi, așa cum s-a prorocit încă din vechime. În pericopa de astăzi, cuprinsă numai în 5 versete, vedem, ne dăm seama cât de prețuită este viața, cât de importantă este viața, ce mult o prețuiește și Cel care este izvorul și dătătorul vieții, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, vedem că a noastră credință nu este zadarnică, credința în înviere, ci este adevărată. Căci astăzi Mântuitorul l-a înviat pe Fiul Văduvei din Nain. S-a înviat pe El însuși la prorocirea, la momentul potrivit, la primirea vremii, dar înainte de asta a înviat, cum am spus, între alții și pe Fiul Văduvei din Nain. Va să zic că înviere există, viața este importantă, este prețuită, și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin gestul, prin minunea, prin fapta Lui de astăzi, certifică acest lucru. Ne creditează cu această încredințare și convingere că El este Domnul vieții, nu al morții, și că învierea este un eveniment adevărat pe care fiecare dintre noi îl putem trăi, consuma sau ne putem împărtăși și bucura de El. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la intrarea în cetatea Nainului, se întâlnește cu acest cortegiu funerar, trist ca orice cortegiu funebru. Dar acesta probabil mai trist ca altele, pentru că era vorba de un tânăr, unicul fiu al mamei sale și ea văduvă. Și Mântuitorul i s-a făcut milă de ea și i-a adus prin învierea din morți înapoi mamei sale pe fiul său. Mântuitorul i s-a făcut milă. Evanghelia de astăzi este pentru noi tare grăitoare. Căci noi trăim într-o lume cam fără de milă. Apoi este grăitoare, căci trăim într-o lume în care și în niște vremuri în care moartea bântuie pe ulițe, pe străzi și prin spitale, ori acasă, prin case. Și cu atât mai mult este importantă prețuirea și recunoașterea vieții. Și apoi mai este importantă această Evanghelie, că ne confirmă nouă, ne demonstrează nouă că învierea din morți nu este o poveste frumos povestită, relatată sau narată unora sau altora, creduli fiind sau naivi, ci este cu adevărat
realitate existențială. Din pericopa evanghelică de astăzi vedem și înțelegem că moartea nu este de la Dumnezeu. Viața este de la Dumnezeu. Păcatul nu este de la Dumnezeu. Virtutea este de la Dumnezeu. Învierea nu este de la diavol, ci de la Dumnezeu. Mila nu este de la diavol, ci iarăși tot de la Dumnezeu. Vreau să zic că din această pericopă evanghelică al minter putem spune care relatează un eveniment care sigur s-a întâmplat de foarte multe ori și până atunci și de atunci încoace până astăzi. Însă totuși reține un lucru tare special și extrem de deosebit. Trei lucruri. Mila lui Hristos față de popor și față de fiecare persoană care se află în suferință, în întristare, în încumpănă și în deznădejde. Apoi certifică faptul că El este stăpânul vieții, izvorul vieții, Domnul vieții și stăpânul morții. De ce? Pentru că ne arată că este deasupra morții, căci iată, este izvorul învierii. Cel care poate învia pe oricine, oricând și oriunde. Lucruri în care noi astăzi credem mai mult sau mai puțin. În milă, cum spuneam, într-o lume atât de materialistă, de consumeristă, de computerizată și de robotizată sau de tehnicizată, într-o lume atât de virtual, online, greu să mai găsești milă. Tare mă tem că tinerii noștri de astăzi, copiii sau nepoții noștri de astăzi, cresc într-o lume în care nu mai este cultivat acest sentiment. Nici acest sentiment, lângă multe alte sentimente. Am senzația și impresia că ei, sărmanii, s-au născut și cresc sau trăiesc într-o lume în care nu putem vorbi de milă, ci doar de concurență sau competiție. Mai puține sentimente, mai puține ce aia, să ierți, să rabi, să taci, să îngădui, să te rogi, să ai răbdare cu celălalt, îngăduință cu celălalt, milă față de celălalt. Nu există așa ceva în lumea de astăzi. Și apoi, mai sunt crescuți sărmani sau li se induce în mințile și în inimile lor faptul că ei sunt stăpâni. Și că ei trebuie să se comporte ca niște stăpâni. Până la un punct e foarte bine că e așa. Nu trebuie să-i creștem cu complexe ori cu frustrări. Doamne ferește, nici pe departe. Însă, treaba asta că Dumnezeu e stăpânul, că Dumnezeu o cârmuiește și conduce toate, e greu de acceptat în mentalitatea sau în cugetul generației de astăzi. Și apoi, povestea cu învierea pentru mulți e o poveste. Pentru noi este un adevăr. Hai să fac eu cum pot mai bine, să trăiesc cât mai mult și mai bine aici pe pământ, că asta cu învierea nu știu eu dacă va fi, când va fi, ce va fi, cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla. De aceea, și Evanghelia de astăzi, ca toate Evangheliile care se repetă în fiecare an și Biserica le-a așezat a se repeta anual, este pentru a înțelege fiecare generație mesajul cuprins sau conținut în Evanghelia de față.
și în toate celelalte evanghelii. Trebuie să fim niște oameni compătimitori și să avem milă. Trebuie să înțelegem că rămânem până la urmă chiar la mila lui Dumnezeu, care El este izvorul vieții, stăpânul vieții, dătătorul vieții. Și dacă intri într-o secție UPU sau ATI a oricărui spital din această țară sau lume, poți foarte ușor să înțelegi că acolo numai Dumnezeu te mai scapă și prin medicii pe care tot El i-a lăsat și îi ajută și îi inspiră. Dar El este, la El ne este nouă toată nădejdea și toată încrederea. Dacă vorbiți cu oameni nu naivi, nu irresponsabil, nu superficial, dar totuși încrezători în Dumnezeu, veți vedea că fie că au trecut prin această boală, prin acest virus, prin această pandemie, fie că încă n-au trecut, fie că s-au vaccinat sau nu s-au vaccinat, au o altă abordare, una mult mai corectă, mult mai realistă, că își pun nădejdea în Dumnezeu. Dacă vorbiți cu unul care nu crede nici că există Dumnezeu, nici că mai poate salva ceva, nici că este izvorul vieții, nici că este dătătorul vieții, nici că există înviere, că există și moarte adevărat, dar există dincolo de moarte înviere, veți vedea și veți găsi altceva. Bine ar fi ca noi toți, fiecare în parte și toți la oaltă, să ne ținem de Dumnezeu. Mai ales acum, în aceste vremuri, când această pericopă evanghelică pentru noi este chiar un balsam și o mângâiere. Că te duci la trei case și nu vei trece la a patra să nu găsești fie un contaminat, fie un trecut de boală, fie unul aflat în boală. Boala există. Dar noi mai știm că deasupra bolii există Dumnezeu. Moartea există. Dar noi știm că peste moarte și dincolo de moarte există viața izvorâtă de la Dumnezeu, din Dumnezeu, dată de El, de Dumnezeu. Dacă ne vom spovedi des, dacă ne vom împărtăși des, și asta mi-a spus o medic de la Spitalul Municipal. Au făcut ei un sondaj intern. Altfel au primit sau au gestionat și traversat această perioadă oamenii care s-au spovedit și s-au împărtășit și care se țin de biserică și de Dumnezeu. Altfel au putut vorbi și colabora cu ei. Altfel s-au vindecat și altfel au evoluat în toată această perioadă, acolo în spital fiind, unii ca aceștia și altfel cei care nu l-au primit pe Hristos sau preotul să-i împărtășească și să-i spovedească sau nu cred în așa ceva. Evanghelia de astăzi ne mai spune un lucru. Nu vă temeți, eu sunt viața. Cel ce mă va urma pe mine, acela nu va umbla niciodată într-o moarte, ci de la moarte se va muta la viață. Și deci Evanghelia de astăzi, pentru toți cei bolnavi din vremurile și din zilele acestea, este cu adevărat un moment, un prilej sau un instrument, dacă vreți, de încurajare și de îmbărbătare. Mulți sunt dușmanii ce s-au năpăstuit asupra noastră. Dar noi să nu descurajăm, să nu deznădăjduim, că deasupra morții și a tuturor dușmanilor stă Dumnezeu cel adevărat, viu și veșnic, care ne iubește pe toți
și care nu vrea moartea noastră, ci să ne întoarcem și să rămânem, ori să fim vii. Suntem în momente în care de multe ori nici nu știm ce să spunem sau dacă este în cazul să mai spunem ceva. Și totuși avem nădejdea la Dumnezeu. Avem încrederea în El. Dacă ne vom spovedi, dacă ne vom împărtăși, dacă ne vom ruga, dacă vom posti, dacă vom face milostenie și dacă ne vom pune viața noastră în mâinile și în nădejdea lui Dumnezeu, vom trece bine sau cu bine peste toate aceste momente sau vremuri de încercare, care, dacă iei familiile la rând, cam toate au fost afectate sau atinse de acest flagel într-un fel sau altul, direct sau indirect. Însă, dincolo de unele exagerări sau interpretări sau chiar specule, noi să știm un lucru. Boli au mai fost, molime au mai fost, epidemii și pandemii au mai fost. Au trecut, dar Dumnezeu a rămas. Dumnezeu, viața și învierea. Moartea trece odată cu Cel ce a trecut, dar viața rămâne odată cu Cel ce crede în ea. Învierea rămâne odată și deodată cu Cel ce își pune nădejdea în ea. Adică în Hristos, izvorul vieții și al învierii. Din Evanghelia de astăzi să înțelegem următorul lucru. Să nu ne temem că Hristos a biruit lumea, a morții, a bolii, a păcatului, a încercărilor, a războaielor, de orice tip ar fi ele, ar fi fost ele, El le-a biruit pe toate. Căci El nu este din lumea aceasta, însă este pentru lumea aceasta pe care de aici vrea să o ducă dincolo. Unde? În lumea cea cerească, veșnică, în lumina Preasfintei Treimi. În viața cea fără de sfârșit, înaintea tronului slavei, în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu Maica Domnului și cu Sfinții. Adică în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Să ne trăiți, Părintele!